Fondurile au fost accesate de Consiliul Județean Vâlcea de la Uniunea Europeană pentru dotarea cu echipamente și aparatură medicală și crearea unor spații de triaj, izolare, diagnostic și tratament pentru pacienții suspecți de infecție cu virusul SARS-CoV-2. Conducerea Consiliului Județean Vâlcea anunță că se fac demersuri și pentru construirea unei noi clădiri de spital la Mihăiești cu o capacitate de 120 de paturi. Vă spuneam că am cumpărat aparatură la spitalul din Mihăiești. E bine, am cumpărat-o, am instalat-o și am și pus-o în funcțiune. Astăzi am venit personal să mă asigur că acest lucru se întâmplă, mai ales că la spitalul din Mihăiești avem planuri mari. Unul dintre aceste planuri este legat de o clădire cu destinație medicală, dar și administrativă, o clădire pentru care suntem gata cu documente, am și alocat o parte din bani și în toamna acestui an începe construcția. Până atunci facem hârtii. Așadar, vești bune de la spitalul din Mihăiești, unde vom face și o clădire nouă cu paturi pentru bolnavi. Până una alta, am pus aparatură în funcțiune de aproape 2.700.000 de lei în bani luați prin programe și proiecte europene de către Consiliul Județean Vâlcea.